A trecut mai bine de 2 ani. Salut, Mafia! Haideți să vedem cum a fost. Acest video nu este de la evenimentul Drift Day organizat de BMW Club, el o să iasă probabil mâine sau chiar poimâine și nu este niciun test drive. Asta este pur și simplu un video de bună seară, eu m-am întors, așa că după ce îl urmăriți până la final, vă rog foarte frumos să lăsați cât mai multe comentarii pe YouTube, pentru că eu o să le citesc pe toate. Am ieșit de la drift, e destul de interesant acolo, băieții au rămas să facă mai departe fum. Noi, în schimb, am ieșit pentru că vrem să mai reușim să mai filmăm și un test drive astăzi. Iată, buburuzul ăsta vrem să-l filmăm, așa că acușa găsim o locație frumoasă și ne apucăm de lucru. Ia că nu-i culoare neagră la mașină. Sunt chipul, bine, ați fost neagră? Ce ești? Sfolă! Chiar e Dorin, tu ai observat că pe ușii ține tot colă? Da, am văzut. Карте здравия, раз видят это фильмат НКДР даже. Шак, шак. В эту комнату, да. Салют, мафия! După vreo 2 ani de pauză pe YouTube, ne-am gândit să revenim înapoi și astăzi a fost prima zi de filmări care a fost foarte interesantă și productivă. Urmează deja să vedeți. Mai întâi am fost la o etapă de drift. Drift Day organizată de băieții de la BMW Group Moldova. A fost organizată foarte bine. Un mare, mare mulțumesc băieților de la BMW Group Moldova. Într-adevăr, o organizare pe nota 10, cu toate că nu a fost o competiție, ci pur și simplu o zi de antrenamente, dar totul a fost super la nivel. Mersi mult și băieților de la poliție care au venit și au făcut un briefing acolo. Mai în scurt, totul a fost foarte, foarte, foarte bine. Urmează să vedeți asta în video, care mai trebuie și editat. După care am fost și am filmat și un test drive. Iarăși, urmează să-l vedeți după ce noi îl edităm. Un pic am schimbat formatul test drive-urilor. Sper că o să vă placă. Așa că stați aproape, ne vedem foarte curând pe YouTube. Pa, cam.